E destul de greu să le pui pe amândouă pe aceeași. Dar crezi că linie. Celebritatea strică? Cumva? Da, de multe ori. Crezi că eu se feresc bărbații de tine din cauza asta? Păi îți dau exemple clare, că acum de câteva luni m-am văzut cu vreo 3-4 bărbați la masă sau, na, am ieșit la o cafea, mă rog, cafea, că, ca idee. Umblă foarte mult după mine presa sau cancanul și atunci imediat ne vedeau când ieșeam la masă. Cum poți să cunoști un om dacă nu ești la masă cu el sau nu ești undeva cu el? Da, corect. N-ai unde. Ce vrei? Vino la mine acasă din prima zi când nu știu nimic despre tine ca să te cunosc? Nu. Și atunci, dacă umblă foarte mult după mine, m-au văzut deja cu oamenii și m-au pus cu ei în ziarele colorate aproape zilnic. Și atunci, a doua zi, bărbații nu mai răspundeau sau îmi răspundeau și îmi spuneau, eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Adică chiar am lucruri importante de făcut și e greșit pentru mine să apar peste tot. Și oarecum oamenii fugeau. Ești extraordinar, îmi place de tine de mor, deci nu mai pot, dar nu pot așa. Și da, nu e ok. Deci afectează. Și atunci dacă genul acesta de bărbați fug, vine genul acela care vrea să apară la braț cu tine. Exact. Și nici ăla nu e ok. Și o vrea pe Ramona Olaru, care este aia de la televizor. Și iată fetița din tine, care n-a primit dragoste, n-a primit validare și o primește acum, dar for the wrong reasons. Adică pentru imaginea frumoasă de la televizor, înaltă, sexy, picioare lungi. Păi, dar ești un trofeu. N-aș vrea să fiu un trofeu. Aș vrea să vedeți că dincolo de cele două umflături de pe piept am și un suflet și o inimă. Că ai și față, picioare, ai tot ce trebuie. Da. Vezi? Și cu toate acestea ajungem așa la... Știi că au americanii o vorbă cu... Săraca fată bogată, știi? Exact. Săraca fată bogată, tu ai o bogăție, da? Deci ai o educație, ai frumusețe, ai talent, ai succes. Și cu toate acestea putem spune despre ea cumva săraca fată bogată, pentru că nu are această plinătate emoțională sufletească de care ea, tu de fapt tânjești după chestia asta. Nu știu dacă neapărat mă. Păi n-ai văzut că ai venit primul lucru pe care l-ai spus aici în emisiune, ai zis, am avut atâtea relații și de ce nu-l găsesc pe ăla? De ce nu-l găsesc pe ăla? Dar lasă-l în pace! Nu, că nu am voie acum, de... nici nu-l mai caut, nici nu-l mai doresc. Am avut-o mai ceva, sunt într-o perioadă în care mi-e foarte bine singură și mă simt atât de bine. Dar și ți-e frică că s-ar putea să rămâi singură? Nu, deloc! No? Nu mi-e frică deloc de lucrul acesta. Nu, absolut. Eu știu că ce e pentru mine trebuie să fie undeva, cum spuneam mai devreme, să vină pe curat. Am avut probabil de plătit niște lucruri, am avut de rezolvat niște lucruri și încă mai am probabil și cu siguranță o să vină în momentul potrivit în care eu o să am o calmitate pe care ar fi trebuit să o am probabil mai de mult. Bravo. Calmitate din mai multe puncte de vedere. Îmi place ceea ce spui și sunt lucruri foarte corecte și sănătoase și asta le explic tuturor clienților mei când vin cu dureri și cu probleme din zona aceasta a relațiilor. Principala greșeală pe care o fac și femeile și bărbații, dar într-adevăr femeile sunt mai dispuse să se ducă în zona asta, este că pe fundul acestor explicații care țin de psihologie, care țin de istorie de viață, da, de ce s-a întâmplat în copilăria lor, se lasă atrase în relații care sunt non-ok și se lasă tot pe acest inconștient. Și eu le explic următoarea metaforă. Când te duci la supermarket, de exemplu, să cumperi orice produs, să zicem ciocolată, da? Cum îți alegi ciocolata? Că e un raft așa foarte lung cu zeci de sortimente de ciocolată, da? Cum îți alegi? Și zice, da, păi îmi aleg în funcție de preț, în funcție de cum arată ambalajul, de firmă, dacă am mai probat, dacă n-am mai probat, zic, a, super. Deci alegi conștient, da? Da. Nu cumva te lași atrasă sau iei la întâmplare. Ce facem greșit în relațiile interumane, în relațiile acestea intime, ce fac fetele greșit este că vine un domn la ele, da? Și pe fondul acestor răni emoționale, da? Acestor abandonuri, respingeri, dependenței acestea emoționale, în momentul în care vine cineva, bucuria și disperarea că a venit în sfârșit cineva și la se uită mine cineva la mine. Exact, cineva mi-arată atenție, mi-arată validare, îmi vorbește frumos, mă invită la o cafea. Binder done that. Da, exact. Lucrurile astea le fac pe aceste persoane cumva să nu să devină victime și să se ducă cu capul înainte, da? Și să accepte victimele să unei iluzii.
Exact, unei nevoi, aș zice. Unei nevoi, dar iluzia, pentru că până la urmă, noi și am tot spus-o în emisiune, este un lucru adevărat că noi, femeile, fetele, am trăit și am crescut cu poveștile alea cu harapalb care vine, exact, care ne ia, care wow, care așa, cu nunta ca în povești, care ținea 3 zile și 3 nopți, cu tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, cu toate aceste lucruri care până la urmă, da, poveștile sunt povești, dar lasă-le acolo că sunt povești. Adică și sunt foarte faine și foarte frumoase. Sunt. Și ele pot exista. Dar îți creează niște așteptări ireale. Adică da, așa este. Adică clar, așteptarea că eu nu trebuie să fac nimic decât să mă las cucerită și da, vine harapalb.